ce vorbești, mă? Mor de cald, frate. Băi, dar ăștia sunt... ochelarii. Ăștia sunt fantastici, mă, frate. Așa sunt de fain. Mai ales modul cum pregătesc ei cafeaua, știi? Hai de pui mea, așa de tare îi. Nu știu, e foarte fain, frate, aici. Deci în Italia, serios, cred că aș sta o grămadă. Îmi place stilul ăsta lor, știi? Mi-am luat niște pipe. Am luat ieri ceva Winston din ăsta mic și par așa firave. Am început să bag Winston din ăsta lung de aici din Italia, știi? Ăsta la garbage. Gros, care dorm noaptea. Nivo și ăsta. Mai am din ăsta de mirosit aici, știi? Ce vorbești, bă, da, te sparge căldura asta, bă, băiatule. Magia. Vreau să șterg un pic pe aici, pentru că este ceva praf. Ia uite și aici jec și mizerie. Sonax Baby, ăsta e. Dai odată, închizi pe capacul, îl pui la locul lui, o iei pe cârpa, freci așa un picuțu. Așa, ăsta la arunci, că nu trebuie, că e ăla de la firmă, e ăla care te trimite la lucru. Așa, telefonul de el, ziceam, ăsta îl punem aici, pipele aici, cafeaua aici, cana din coace, ochelarii, lasă-și pește aici, poate îi voi folosi, aici o să facem așa puțin. Mișto. Îmi place foarte mult. Ce mă enervează, că știi ce nu-mi găsesc? Aici vreau să pun pe geam, să zic așa, știi? Ăla cu steagul României, frate. M-am uitat și am găsit într-un din ăsta, mă, zi. Nu știu, mă, cum îi zice, din ăsta de cumperi de toate pentru camion, habar n-am, nu mai știu, în sfârșit. Dar era doar din ăla lung, știi? Și nu mi s-a părut ok. Asta e, frate. Bambinas. Ia uite-o. E puțină, frate. Dar e ce trebuie. Excelentă bobiță. Trebuie să-mi pune un plic din ăsta de lapte. Fai de capul meu, ce bună e. M-a întrebat femeia că vreau și lapte, am zis că nu, pentru că vreau să beau așa o gură, să o savurez. Dar pun un pic de lăptic. Așa, pun asta înapoi în pungas. Hai, bobiță, că am stat destul, zic să mai și merem. Să punem asta. Da, frate, acum să mai tot mergi, ca să zic așa, știi? Să dăm aici ușurel cu spatele lui.
Hai să intrăm în stage. Stai că mă văd ăștia cu țigara în pompă aici și... Uite, de aici îți poți lua apă. Au foarte multe din astea pe Italia unde îți poți alimenta cu apă, știi? Și e foarte, foarte ok. Ia uite, băuiță! Mamă, ce tare, frate! Multe, multe chestii din astea vechi au. Bă, dar ce țară era, mă, aia? Hop! Gata, că am schimbat. A, așa da, nene, mai pot să mai merg și eu, chiar dacă sunt 36 de grade afară, nu mă deranjează absolut deloc, pentru că mă simt în parametri, cu o cafea. Au stors ăștia niște bobițe din astea de măsline, bă, băiatule, au făcut o cafea, fai de capul meu, excelentă. Mamă, ce aromă, ce... Dar nu se compară, bă, dar nu se compară. Te duci tu la... N-ai cum, mă, deci n-ai cum. Deci dacă vrei cafea, trebuie să vii în Italia. E clar. Dacă vrei pizza, poți să mergi și în altă parte. Dar dacă vrei paste, trebuie să vii tot în Italia. Treabă. Gata, nene, sunt pregătit de drum. Ce facem? Mergem cu 86 pe aici? Trebuie să mergem în Germania. Hai, băbiță, bagă și tu ăla că mă duc și eu. Hai că mă apropii prea mult de băiatul ăsta. N-o dă-i să meargă. A, și ăștia-s din aia, mă. Uite, mă, că și el are bidon cu apă acolo, totul e pregătit. Legat de chestiile astea cu apă, știi? N-ai cum, mă, că nu stai după el aici, sunt la 3 benzi, se poate depăși, ok. Eu mi-am mai luat un bidon de 20 de litri. A, e Lituania, bro, ce te așteptai? Merge chiar tare cu 86, adică să ne înțelegem. Și încă e ridicată din aia, tfă. Vezi de treabă, stai că e prins acolo, pe partea aia alaltă, pe... La urcare, în sus, spre Bolzano. 60, frate. Se fac 15 camioane, nu mai poți să mai faci nimic. E la controlul de la velocità con sistemi. No, bine, bro, măcar lasă dracu, mai ce să putem intra și noi înapoi acolo. Aoleu, e grav cu ăștia, bă, băiatule. E grav! Colosistemii, vezi tu, nu te lipești de perete, colosistemii. Vasile, vezi tu să nu te lipești de perete. Lasă-o că peretele e acolo, nu avem treabă cu el. Și mi-au luat mai multă apă. Ideea care este că nu reușesc să-mi iau apă de la fiecare din ăsta, știi? Spre exemplu, cum a fost acum, nu mi-am putut lua apă de la ei, pentru că ai văzut, am luat remorca din parcare, de acolo nu era nimica, știi?
Dar de multe ori o iau direct din Amazon și îmi... au ei niște reguli destul de stricte și îmi plac pentru că sunt urmate toate regulile astea, sunt respectate, ca să zic așa, de toată lumea. Și odată m-am cuplat, am luat remorca, am ieșit de acolo, m-am parcat lângă spațiul ăla pentru deservirea șoferilor, știi? Și mi-a zis băiatul ăla, zice, nu e ok să te parchezi aici, nu este niciun fel de problemă, doar îți spun ca să știi, dar pe viitor te rog să nu te mai parchezi, știi? Și am zis ok, grație mile, am plecat, Vasile, rimează, da, da. No, băieții foarte ok, știi? Și de obicei acum mă duc, mă cuplez sau mă decuplez ce fac și rămân acolo pe poziție, știi, cu capul tractor, opresc motorul, îmi iau bidonașul, mă duc, mi-am luat apă, o cafea dacă este nevoie și merg la drum și mă duc înapoi la camion. E foarte important, au ei regulile astea ale lor, frate, și atât timp cât ești în incintă la ei, ești în casa lor, știi? Și trebuie să le respecti ordinele astea interioare. Te cobor frumos cu vestă, cu bocanci din ăștia cu vârf din ăsta metalic. E foarte ok. Mergem înainte. Cu drag și spor.